Fostul sediu al primăriei din localitatea Lunga Corbului din județul Argeș este începând de astăzi punct de reper pentru toți cei care trec prin satul Mârghia, localitatea natală a profesorului Dumitru Constantin Dulcan. Această casă, care este opera noastră ulterior, pentru că era o primărie deja părăsită, poartă numele meu, dar asta nu înseamnă că e proprietatea mea, ci este un centru, un focar de cultură în care noi urmărim să creăm o cultură populară, să trăim vie în cultura populară acestei comunități, o cultură științifică pentru copii, învață foarte multe lucruri. Ați văzut acolo că lușul este ceea ce copiii au învățat de la alții să ducă mai departe ca tradiție. Deci această casă de creație are o importanță culturală, o importanță, dacă vreți, istorică. Am adunat câteva fotografii reprezentative, câteva medalii reprezentative pentru viața și cariera profesională a profesorului Constantin Dulcan. Noi am conceput acest spațiu încercând să punem în valoare, atât cât ne-am priceput noi, ceea ce înseamnă nucleul realizării profesionale a profesorului universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan. După ce a plecat din sat, profesorul Dulcan a fost la cel mai bun colegiu din Pitești, coleg de bancă cu Emil Constantinescu, fost președinte al României. Anumite cuvinte spuse în anumite momente rămân. Este un transfer nu numai al inteligenței, dar și al conștiinței. Pentru că au fost momente care au fost spuse în clipe dificile, clipe grele și care în timp își dovedesc validitatea. Pentru mine, faptul că sunt aici alături de fostul meu coleg de an, de clasă și de bancă la liceu, cu care am rămas prieten toată viața, este o mare bucurie. În casa de creație, care poartă numele renumitului profesor Dulcan, sunt expuse acte importante, începând de la monografia localității și imagini unicat, până la documente semnate de fostul președinte Emil Constantinescu.